Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, declarația politică de astăzi se intitulează "Românii au sancționat PSD pentru că s-au săturat de România dezbinată". Suntem cu toții la finalul unei perioade agitate în care fiecare dintre tabere a încercat să obțină un scor cât mai bun, să-și maximizeze rezultatul în încercarea de a-și impune propriul candidat la Palatul Cotroceni. Nu pot să nu remarc, din păcate, că armele eleganței și ale disputei politice au fost abandonate de unii dintre politicieni, în special de cei care, până mai ieri, au condus România. Această campanie electorală a scos mizeria la suprafață, o mizerie nedemnă de un partid cum este PSD și de un candidat cum a fost Viorica Dăncilă. Între ceea ce s-a întâmplat în realitate și declarațiile celor care s-au autoproclamat aproape de români, s-a căscat, de fapt, o prăpastie, iar românii au sancționat acest comportament. După experiența ultimelor două luni, sunt realmente îngrijorată. Niciodată nu a mai existat atâta venin, atâta minciună într-o campanie electorală. Niciodată spațiul public nu a fost mai invadat ca acum de fake news, de mesaje care au incitat efectiv la ură. Iar mesajele transmise în această campanie de PSD și de liderii acestui partid au avut darul de a împărți pe români în două. Când, dragi colegi, se întâmplă asta? Când mai avem câteva zile și sărbătorim 101 ani de la Marea Unire, când suntem la 30 de ani de la Revoluție, două evenimente care găsesc România dezbinată și pe români întorși unii împotriva altora. Dragi colegi, sunt 30 de ani de democrație românească, un timp suficient pentru a fi învățat principiile democrației, o democrație care înseamnă luptă de idei, de proiecte și de programe, o competiție cinstită a argumentelor pro și contra, nu a jignirilor, atacurilor la persoană și minciunilor. Am fost realmente tristă duminică după ce am văzut că PSD a încercat să-i prostească pe români cu aceleași vechi arme electorale, cu zahăr, cizme și ulei, când am constatat că încă se practică turismul electoral sau influența de la colțul secției de votare. Din fericire, românii au sancționat clar și fără echivoc acest comportament. Este un semnal că generațiile se schimbă și că politica trebuie făcută responsabil în beneficiul țării, nu în beneficiul unor grupuri restrânse. Sunt bucuroasă pentru că aceste derapaje au fost drastic amendate de români și m-aș bucura ca PSD, dar și noi toți de pe scena politică, să învățăm din această lecție. Stimați colegi, românii au arătat că s-au săturat de discursul dur și ipocrit, că doresc altceva, că vor să simtă că și ei contează. Cred că și aici, în Parlamentul României, a venit timpul să privim lucrurile cu înțelepciune. Este momentul să scoatem din sertare legile care zac acolo uitate, pentru că au fost inițiate de opoziție, deși efectele lor influențează poate sute de mii sau milioane de oameni. A venit timpul ca Parlamentul să demonstreze că nu există două Românii, ci una singură, care poate și trebuie condusă responsabil. Vă mulțumesc, deputat PNL Antoneta Ioniță.